Emisiunea este realizată cu sprijinul companiilor domeniile Ostrov și NHR Agro Partners. Bună ziua și bine v-am găsit, dragi prieteni ai emisiunii noastre. Astăzi vă dăm binețe din grădina botanică Dimitrie Brânză din capitală, gazda noastră perfectă. Oricum ar fi vremea, martie nu se dezminte, când e cald, când e frig, primăvara e pe undeva pe aproape și vedeți și dumneavoastră, semnele ei sunt evidente. În legătură cu emisiunea de astăzi, aș vrea să vă spun că este una, cum ne place nouă să zicem, beton. Avem subiecte 1 și 1 și dacă vreți să le vedem pe toate, ne oprim aici cu vorbele și începem emisiunea. De curând, la Izbiceni, în județul Olt, în cel mai mare bazin legumicul din țară, s-a desfășurat un simpozion deosebit de interesant, având ca temă tehnologii moderne pentru viitorul legumiculturii noastre. Organizatorul evenimentului, o importantă fitofarmacie din localitate, a adus în fața legumicultorilor din zonă două companii cu nume și renume. Această lecție de agricultură modernă a fost cât se poate de binevenită în condițiile în care Uniunea Europeană reduce tot mai mult de la un an la altul numărul de substanțe la care pot apela fermierii pentru combaterea bolilor și dăunătorilor. În aceste condiții, cum să te descurci? Din păcate, în piața din Uniunea Europeană, inclusiv în România, au fost retrase foarte multe substanțe active și, prin urmare, foarte, foarte multe produse de protecție a plantelor din piață, lăsând un gol foarte mare, deoarece puterea și viteza de inovare a companiilor este mult mai mică în comparație cu viteza cu care au ieșit aceste produse. Ei bine, în acest sens, compania FMC investește anual o sumă importantă de bani, 6% din cifra de afaceri, care înseamnă aproximativ $1 milion pe zi. Este într-adevăr o sumă impresionantă și investim acești bani în a cerceta și a descoperi soluții noi care să răspundă la provocările cu care fermierii se confruntă și provocări care sunt din ce în ce mai mari. Și aici am putea face o scurtă paralelă. Toată lumea vorbește de încălzirea globală. Ne afectează și pe noi. Asta înseamnă că de la un an altul avem dăunători noi, care în urmă cu câțiva ani de zile poate nu erau prezenți la noi pentru că nu era climatul propice. Spre exemplu, o clipă, multă lume se întreabă de unde au apărut ăștia, de unde au venit? Bineînțeles că acești dăunători de cele mai multe ori vin odată cu importul de produse din alte țări, acolo unde ei sunt, se simt ca la ei acasă și găsind condiții propice, se instalează foarte bine, se mulțesc, se dezvoltă la noi în țară. E cazul, dacă îmi permiteți, la Tuta Absoluta, care a venit din Spania. Corect. Pe baza unor importuri. Tuta este unul dintre cazuri, mai este un alt dăunător de data aceasta la culturile de pom fructiferi și vorbim de Drosophila Suzuki sau Musculița cu aripătate. Un dăunător care până în urmă cu 4-5 ani de zile nu era prezent la noi în țară, dar a fost adus odată cu importurile, a găsit condiții foarte bune și acum este un dăunător care face probleme mari fermierilor și este foarte dificil de controlat. Sunt foarte puține produse care pot oferi un control eficient, iar din fericire compania FMC are insecticidul Exirel, care este o soluție eficientă pentru dăunătorul respectiv în cultura de pom fructiferi. Iar dacă vorbim de Tuta Absoluta la culturile de legume, bineînțeles că avem o serie întreagă de produse și cel mai cunoscut este insecticidul Coragen, dar avem și alte insecticide precum Verimark sau Benevia, toate produse prietenoase cu mediul înconjurător, adică cu insectele utile, fie că vorbim de polenizatori, de paraziți sau prădători naturale ai acestor dăunători. Sunt produse cu perioade scurte de pauză, adică se descompun foarte rapid în plantă și la câteva zile după aplicare nu mai găsim reziduri în plante și pot fi comercializate aceste... Recoltate și vândute. Da, corect. Și bineînțeles, produse care controlează foarte rapid dăunătorii la scurt timp după aplicare, dăunătorii încetează să se mai hrănească și nu mai produc pagube. Și controlează și toate stadiile de dezvoltare a acestor dăunători, că în special la legume, dăunătorii au mai multe stadii. Au stadiul de adult, apoi cât de adulții se împerechează de pun ouă și larve. Dacă noi controlăm doar un stadiu de dezvoltare, va trebui să intervenim la câteva zile, la 3-4-5 zile, să tot facem tratamente. Ei bine, astfel de produse controlează toate stadiile de dezvoltare și putem să ne asigurăm o perioadă mai mare de pauză, aplicăm un tratament acum și poate 10 zile, 2 săptămâni sau poate și mai mult de atât, stăm liniștiți, cultura este protejată și nu trebuie să mai intervenim asupra ei.
Ați făcut, dincolo de precizările necesare legate de substanțele prezentate, și niște atenționări. Aveți grijă la, nu amestecați cu tare substanță cu încă altceva, pentru că nu faceți bine. Omul, în dorința de a rezolva rapid și definitiv o problemă, poate că uneori uită de ce scrie pe etichetă. Bineînțeles, noi facem întotdeauna recomandările acestea. În domeniul nostru se spune că eticheta este legea. Trebuie ca fiecare fermier să respecte recomandările de pe etichetă, astfel încât să aibă o eficiență maximă a produsului, și ne referim la eficiență asupra bolii dăunătorului, dar și la eficiență economică, să fie rentabil economic. Din acest motiv, nu este recomandat să se mărească dozele mai mult decât sunt cele omologate, pentru că sunt doze studiate foarte mulți ani de zile, doze care sunt eficiente asupra dăunătorilor. În anumite situații sunt interzise anumite amestecuri și de aceea fiecare fermier este bine să citească foarte atent eticheta atunci când dorește să facă ceva care nu este tocmai obișnuit sau nu este în mod normal. Fie să facă o combinație de mai multe produse, fie să jongleze cu doza, trebuie să uite foarte bine dacă în etichetă este menționat acest lucru. Și dacă are vreo ezitare, bine ar fi să vă dea un telefon sau să consulte un specialist de zonă. Bineînțeles, noi avem oameni în toate zonele din țară, pot fi contactați, pot fi găsiți și pe internet, pe site-ul nostru, pot apela la distribuitorii noștri, la toți colaboratorii care au de asemenea cunoștințe și pot oferi o serie întreagă de recomandări, astfel încât eficiența produselor să fie maximă, fermierii să fie mulțumiți din toate punctele de vedere, și economic, dar și din punct de vedere al eficienței produselor în câmp. Și încă un lucru, am făcut și alte recomandări fermierilor de astăzi. În primul rând, să se folosească produse cu moduri diferite de acțiune, să se alterneze. Odată pentru a avea un management integrat al dăunătorilor, doi la mână pentru a preveni apariția rezistenței dăunătorilor. Și atât timp cât respectăm recomandările din etichetă, nu subdozăm produsul, nu îl dăm mai des sau mai rar decât ar trebui, cât respectăm toate aceste recomandări, dar și folosim produse cu moduri diferite de acțiune, vom fi siguri că avem rezultate maxime atunci când folosim aceste produse. Mi-a mai plăcut un lucru și ați anunțat astăzi aici în conferință că o să organizați niște loturi demonstrative aici în Izbiceni și prin iunie, iulie o să mergeți în câmp cu oamenii și or să vadă cu ochii lor diferența. Este un lucru extraordinar, pentru că știți cum se spune astăzi, omul nu mai crede în vorbe, ci în ceea ce vede. Corect, așa este. În momentul când am redeschis, să spun așa, colaborarea cu domnul Mihai Velica, am gândit un concept integrat. Am zis că începem prima dată cu prezentări în sală, pentru că este momentul acum, dar ca să arătăm și fermierilor rezultatul exact în câmp al produselor și să nu ne creadă doar din vorbe, să și vadă, pentru că știți vorba aceea, o imagine face mai mult decât 1000 de cuvinte. Și atunci este bine să vadă cu ochii lor, să simtă, să atingă plantele și să înțeleagă exact cât de eficiente sunt aceste produse și că le pot utiliza și dânsi în culturile dumnealor cu cele mai bune rezultate. La finalul simpozionului de la Izbiceni am vrut să aflăm ce spun și fermierii din localitate despre produsele oferite de partenerul lor strategic, compania FMC. Folosim de foarte mult timp produsul Coragen pentru combaterea larvelor de omida fructelor. E compatibil și cu acei prădători naturali care îi punem noi pentru trips și ne gândim și la consumatorul final că oamenii să mănânce în mod sănătos. Nu? Plantele au devenit și ele sensibile, adică noi vrem producție mare, produse de calitate, dar totodată trebuie să avem o atenție deosebită și asupra plantei, ca și un om. Nu poți să mănânci mai multe fripturi într-o zi și mâine nimic. Așa și planta. Sunt tehnologii pe care le învățăm de la domnii specialiști, ingineri. Hrana cu lingurița, de spre exemplu, cantități mici și sigure și controlate. Am o colaborare de vreo 3 ani, poate și mai bine. Produsele în general de la F
MC au fost super și sunt. Am folosit Berry Marco, am folosit tot din gama lor ce au avut până acum în portofoliu, dar acum încolo o să mai folosim și ce mai au scos nou. Ați venit să vedeți, da, exact, noutățile. Am venit la simpozion făcut de Horticom din Izbiceni. Altă șansă nici nu aveți cum să penetrați pe piață, să vă vindeți produsele dacă ele nu sunt așa cum trebuie să fie. Păi vedeți dumneavoastră, noi avem roșiile astea. La noi o roșie se strică în 2-3 zile. Dacă ai cumpărat-o din supermarket, ține și 2 luni. Am plantat ardeiul de 2 săptămâni. Cultura arată bine, ca de început, ținând cont de climă, de umiditatea care are. Dăunătorii încă nu ne-au făcut probleme. Dar se pregătesc. Se pregătesc și noi îi întâmpinăm cu produsele de la FMC. Au produse foarte bune. Am testat la ei biostimulatorul Acudo. L-am avut anul trecut în testare. Am fost foarte mulțumit de el. Folosesc Veri Marco prin picurare pentru ce este jos la rădăcină și pentru trips. Eu pentru trips îl folosesc foarte mult. Tripsul, altă problemă de ani și ani de zile. Da, un dăunător care ne aduce foarte mari probleme, transmite viroza, care la noi în zonă este o problemă foarte grea, care ne batem cu ea, cum zicem noi aici, mai pe oltenește. Da? Atâta timp cât ținem tripsul cu sub control, cu produsele, nu avem așa mari probleme. Săptămâna care tocmai se încheie a avut loc conferința anuală privind implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, PNRR, organizată de reprezentanța Comisiei Europene din România. Mai multe detalii despre eveniment în reportajul următor. Cum se vede acum, în martie 2024, PNRR din România și de la Bruxelles? Cum cred că ați auzit și la începerea evenimentului, suntem într-un moment de analiză și de reflexie la jumătatea programului. O parte din bani au ajuns deja în România. Am transmis mesajul că cele 9,3 miliarde au intrat în conturile României. O parte deja se regăsesc în proiecte pe care Uniunea Europeană le finanțează, dar este important ca toți banii să ajungă la timp, deci până în 2026 în economie. Urmează astăzi o serie de discuții a colegilor mei de la Bruxelles cu Guvernul României, în care se vor discuta mai multe detalii și despre tot ce înseamnă situația actuală. Pre-
reprezentăm astăzi stadiul Planului Național de Redresare și Reziliență. Anumite jaloane și ținte au viteză. Alte jaloane și ținte sunt încă în întârziere. Această întârziere trebuie recuperată. Planul per ansamblu este în progres față de anul trecut. Acest lucru trebuie văzut. Suntem la jumatea cadrului de finanțare pe Planul Național de Redresare și Reziliență. Toate țările sunt la jumătate, iar noi, ca românii, situăm undeva în media Uniunii Europene ca privire cu privire la progres. În acest moment nu există niciun risc, dar noi trebuie să ne ținem de plan. Trebuie să ne ținem coordonatorii de reformă și de investiții. Trebuie să realizeze investiții. Avem investiții contractate de 36 de miliarde de euro. Trebuie să meargă în continuare și să facă execuția acestor investiții. Nu mai e vorba de contractare, avem contracte, trebuie doar puse în aplicare. Sunt patru jaloane în discuție. Este jalonul cu guvernanța corporativă. Guvernanța corporativă se referă la modul în care se selectează bordurile companiilor de stat, pe de o parte. Pe de altă parte, la AMEPIP, înțeleg că nu mai sunt probleme, dar astăzi avem clarificarea tehnică cu experții comisiei, nu noi de la Ministerul Fondurilor Europene, ci cei de la SGG vor fi de față. Este jalonul pe, sunt jaloanele pe energie. Avem din cererea de plată numărul 2, care trebuie închisă pe de o parte, dar și la fel guvernanță corporativă pe companiile din energie. Este jalonul cu micro-întreprinderi, pe care noi îi considerăm îndeplinit. Comisia are o serie de observații cu privire la plafonul până la care o micro-întreprindere trebuie considerată micro-întreprindere. Nu vă supărați, Guvernul României conduce România. Comisia Europeană poate avea opinii, noi suntem în discuții. Discuțiile tehnice vor continua până când, încă o dată, reformele le facem pentru România. Evident, opiniile pot fi diferite. Conciliem aceste opinii până când aceste reforme sunt făcute în interesul României. Cum se vede în acest moment România de la Bruxelles, domnule Păslaru? România se vede paradoxal, în sensul că sunt lucruri care în România impresionează în bine, cum ar fi modul în care România ține agenda legată de Ucraina și încearcă să asigure un climat de stabilitate în zonă, și sunt lucruri unde sunt semne de întrebare, mai ales în ceea ce privește mersul economiei și, în general, faptul că avem o creștere a costului vieții, a nivelului de trai, inflația cea mai mare din Europa, două rânduri consecutive în ianuarie și în februarie, și pare că nu există un răspuns adecvat din partea guvernului. Din perspectiva pe care o am în calitate de președinte al Comisiei de Muncă și Afaceri Sociale, ceea ce cred eu că văd adițional în România este faptul că ai o societate divizată. Unul din trei români trăiește în condiții de sărăcie, ai cea mai mare rată de sărăcie în rândul copiilor din Uniunea Europeană, 41%, tinerii, a treia rată cea mai înaltă de șomaj din Europa. Sunt niște lucruri care ne fac să vedem acea Românie uitată sau Românie invizibilă, despre care nu se vorbește foarte mult. Mai ales în zona rurală avem niște probleme care nu sunt tratate suficient și cred eu că a discuta în zona rurală doar de agricultură, de fapt, ascunde marile probleme legate de serviciile publice, de calitatea educației, sănătății și a lucrurilor care sunt disponibile în zona respectivă. Și atunci noi, dinspre Uniunea Europeană, Parlamentul European, am prins pachete, cum ar fi Garanția Europeană pentru Copii sau Garanția pentru Tineret, care sunt, în esență, trecere de la cheltuieli sociale care sunt date cu țărâita la investiții sociale pentru a permite oamenilor să aibă o viață decentă, o viață independentă. Și aceste concepte la nivel european sunt clare, am adoptat atât cadrul lor cât și bani pentru acest lucru. Din păcate, în România noi nu avem o implementare judicioasă, în sensul că au ajuns și pe aici ceva măsuri, sunt niște fonduri europene care ar fi teoretic alocate, dar noi nu avem o conlucrare a instituțiilor publice, locale cu centrale și a agendelor de tip educație, sănătate, locuire și alte lucruri care să se concentreze de fapt pe problema pe care am menționat, și anume că există oameni uitați, abandonați de societate. Și ne mirăm că în acest context crește extremismul și naționalismul. Din păcate, este o sursă legitimă faptul că avem o creștere a costului vieții, determină oamenii să fie nemulțumiți. Uniunea Europeană oferă și sprijinul și cadrul, dar trebuie cumva ca și la nivel guvernamental să-l preluăm și să-l implementăm eficient. PNRR-ul ce poate rezolva? PNRR-ul este exact un exemplu de aici. Avem alocați aproape 30 de miliarde de euro și lumea se întreabă unde sunt. Efectele încă nu se văd
Știm că au intrat vreo aproape 10 miliarde de euro din ei în țară și stau într-un cont la BNR, în loc să fie folosiți pentru ca oamenii să vadă acele drumuri, acele școli, acele spitale și mai departe. Inclusiv reformele importante în stat, digitalizare, modernizare, lucruri care să ne dea niște servicii publice mai bune. PNRR-ul este un lucru foarte bun pentru România și sper eu că acum, așa cum ieșea de românului pe ultima sută de metri, ultimii doi ani, 2024-2025, până în august 2026, când e data limită, să facem iarăși zorul ăla specific și să implementăm pe ultima sută de metri totul cu mare viteză. Problema e că de obicei atunci când te grăbești în modul ăsta, fie faci lucrurile de mântuială, fie mimezi că le faci, fie le împingi într-un mod în care societatea nu înțelege cu adevărat care este miza sau n-ai timp să ai discuțiile cu mediul de afaceri, cu partenerii sociali, cu societatea civilă pentru a înțelege exact care e cea mai bună formulă pe care trebuie să o faci. Care este relația dintre PNRR și mediul privat din România? Sigur că PNRR-ul este benefic inclusiv pentru mediul privat din România. Sigur că PNRR-ul și atunci când se adresează și are ca beneficiari instituții publice prin faptul că creează infrastructură, este benefic sectorului privat din România. Dar nu pot să mă opresc din a observa că sectorul privat din România este implicat foarte puțin ca beneficiar operator în fondurile PNRR. Dădeam ca exemplu comparația cu Austria. În Austria, din primii 100 de beneficiari de fonduri PNRR, 50 sunt privați, în România sunt numai 2. Deci, sectorul privat simte cumva că nu prea e pentru el decât la mâna a doua PNRR-ul. La mâna a doua în sensul bun, prin infrastructură, devenind operator pe diverse proiecte și așa mai departe. Asta o primă observație. A doua observație este că acum cu PNRR-ul pentru faza de implementare ne este foarte clar că ajungem la compromisuri viteză de implementare pentru a ne încadra în termenul de 2026 versus calitate. Și se ajunge, și dădeam ca exemplu de, pentru competențe digitale, s-au organizat licitații în care important este să participi, să intri pe o platformă și automat se consideră că ai luat calificarea respectivă. Ori există standarde internaționale, există metode de testare, franciză internaționale, care trebuie trecute ca să fii considerat că știi să operezi pe un calculator, că știi să utilizezi o imprimantă 3D și așa mai departe. Puneți-vă în locul unui antreprenor. De ce să-mi trimit oamenii să mai acceseze o platformă din asta, să piardă săptămâni sau luni de zile, când știu că totul este formal și nu se realizează? Aici e o problemă nu numai românească, e o problemă a Comisiei Europene. Hai să ne gândim la un scenariu B în care, din punct de vedere al implementării, cu toată bunăvoința, nu ne putem încadra în termenul de 2026 decât sacrificând calitatea, deci aruncând banii pe geam. Există și altfel de probleme. De exemplu, în implementarea PNRR-ului, și o spuneau reprezentanții unităților administrativ-teritoriale de la Oradea, de la Galați, sunt nenumărate contradicții legislative care descurajează participarea. Nu vrei să strici reputația pentru că la un moment dat se naște o anchetă DNA care verifică, tu spui că ai respectat legea X și ei spun nu, că n-ai respectat legea Y, care sigur că e în contradicție cu legea X, dar păi nu interesează, ai încălcat o lege. Și atunci trebuie să răspunzi pentru așa ceva. De ce să te bagi în așa ceva? Vă spun din experiența proprie. Am luat cu una din cele mai mari firme în domeniul ăsta de economie circulară de 3 ori fonduri norvegiene, niciodată fonduri românești. De ce?
tocmai pentru că, unul, vrem să evităm să fim implicați în astfel de situații, că până la urmă se cita aici că România are cele mai multe cazuri la Curtea Europeană suspecte de încălcare a legii și așa mai departe. Păi de ce le avem? Fiindcă suntem răi? Nu. Ci fiindcă avem un sistem legislativ și, în primul rând, fiindcă avem un sistem legislativ contradictoriu. Și ultima observație este că, iarăși, hai să spunem lucrurilor pe nume. De exemplu, în domeniul legislației verzi este acum o contrareacție la forțarea aplicării ei urgente și vedem că se revine la o serie de, inclusiv la legislație emisă de Uniunea Europeană. De exemplu, avem de curând legea ambalajelor, care ne-a trecut glonțul pe la ureche dacă va modifica prevederile privind ambalajele biodegradabile și compostabile, unde lucrurile erau deja clare, dar a fost o bătălie între diverse țări care spun, dom'le, nu se poate implementa așa repede și prevederile erau să fie anulate. Tu ai investit și, apropo, România în domeniul ambalajelor biodegradabile este lider în Europa Centrală și de Est. Ai investit la nivel de 100 de milioane de euro și deodată Uniunea Europeană renunță la un anume tip de legislație. Trebuie să punem pe masă aceste lucruri, dincolo de lozincile nemaipomenite frumoase privind mediul și competențele digitale. Fă-ți vecinul invidios cu Hectar, semințe ardei lung Carpatos F1 cu rezistențe la virusul petelor de bronz, la virusul mozaic al castravetelui și la virusul mozaic al tutunului. Acum și la plicuri de 50 și 100 de semințe, doar de la Hectar. Există un loc unde natura se dăruiește complet. În culori, parfumuri, arome. Acolo se meșteșugesc vinuri de legendă. Natura oferă, omul creează. Domeniile Ostrov, vin cu pasiune din Dobrogea. Prezența 600 de invitați din domeniul agricol, Corteva AgriScience a lansat recent pe piața din România gama de produse biologice. Astfel, portofoliul companiei s-a extins către noi soluții inovatoare, cu ajutorul cărora fermierii își pot optimiza culturile și pot răspunde provocărilor din agricultură. Compania Corteva AgriScience și-a anunțat de multă vreme intenția de a-și extinde portofoliul de produse către gama de produse biologice. Ce a stat în spatele acestei decizii? Da, e o bucurie pentru noi. Astăzi lansăm produsele biologice și, după cum știți, începând de anul trecut, compania Corteva a devenit lider global în furnizarea biostimulatorilor pentru plantele de cultură prin achiziția a două mari companii, vorba de Stoller și Simborg. Astăzi vom prezenta cea mai avansată soluție din punct de vedere al viitorului fertilizării cu azot, mai precis UtriShaN. UtriShaN este soluția care va asigura plantei de cultură un metabolism semnificativ îmbunătățit, ajutând planta de cultură să-și asigure cea mai mare parte din azotul necesar din atmosferă. În atmosferă, știm cu toții, găsim undeva la 76-78% azot, iar UtriSha poate asigura pentru planta de cultură între 30 și 70 de kilograme substanță activă azot. Cel mai important produs din gama Biologicals lansat de Corteva AgriScience este UtriShaN,
Acesta este un stimulator cu rol în optimizarea și stimularea proceselor de fotosinteză, ce securizează azotul pentru momentele critice ale dezvoltării plantei de cultură. Utricia N conține o bacterie numită Methylobacterium symbioticum, care imediat după aplicare colonizează planta și captează azotul atmosferic, îmbunătățind în mod natural vitalitatea culturilor pe tot parcursul sezonului de dezvoltare. Utricia poate asigura plantelor, chiar și în cele mai dificile condiții, un minimum de 30 de kilograme de azot. Aș vrea să ne dați o definiție a pieței produselor biologice în România. Cum este această piață în momentul de față? Piața de produse biologice, a spune, în România specific, este la început. Definiția este acum se naște. Practic, fermierul cumva va fi obligat, între ghilimele, de soluțiile care ies din comunitatea europeană și de reducerea normelor de substanță activă, atât în fertilizanți, cât și în partea de protecție a plantelor, să asimileze soluțiile noi de produse biologice. Practic, produsele biologice vor fi parte din ferma românească, din ferma europeană. Mai devreme făceam o comparație plastică puțin, adică este exact ca automobilul electric, care a început timid la început. Generația următoare este mai bună, a treia generație va fi excepțională, iar de la a patra în sus vor fi produse biologice care efectiv vor fi mai bune decât produsele actuale sinteză chimică. Utricia N poate fi folosită pentru toate tipurile de culturi. Se aplică pe frunze, iar momentul optim de administrare este atunci când planta este în dezvoltare și are suficient foliaj. În cazul porumbului, spre exemplu, planta ar trebui să aibă 6-7 frunze. Un aspect foarte important de care trebuie să se țină cont este ca temperaturile în momentul administrării biostimulatorului să nu depășească 30 de grade. Ați menționat produsul Utricia, care este deja cunoscut printre fermieri. Cum a fost acesta primit, ca să spun așa? Care a fost receptivitatea lor față de acest produs? Da, am discutat destul de mult despre Utricia, dar în realitate anul trecut am beneficiat doar de o autorizare temporară pentru 9.000 de hectare. Anul acesta vom oferi pentru toți doritorii acest produs, practic, produsul a primit înregistrare, omologare oficială și cât de bine primit este, credeți-mă, nivelul este poate printre cele mai ridicate soluții din agricultură ca deschidere pentru fermier. E o soluție care va demonstra și a demonstrat fermierilor că face cu totul altceva față de ce au văzut până acum. Adică învață planta să-și asigure azot din atmosferă. E un lucru care până acum nimeni nu l-a considerat prea bun, dar această bacterie, Methylobacterium symbioticum, adică Utricia N, o face cu siguranță cel mai bine. Această lansare oficială este abia startul pe care compania Corteva și l-a propus. Cu ce aport intenționați să veniți în viitor pe această piață de produse biologice? Portofoliul care îl vom oferi va fi de-a dreptul fabulos și lucrăm la a găsi cele mai bune soluții. La ora actuală, Corteva are peste 11.000 de cercetători care lucrează zilnic la a aduce cele mai performante soluții pentru fermier. E o mândrie pentru noi să vă spunem că în alte domenii ale agriculturii și în partea de produse biologice astăzi dăm tonul. E clar viitorul agriculturii și nu încape niciun fel de îndoială partea de genetică prin brandul Pioneer, crop protection și biologicele. Practic, la ora actuală vom oferi fermierului din România un portofoliu integrat de la A la Z, de la orice, să spunem, orice cultură pe care fermierul o seamănă, atât cultură mare, cât
cât și cultură horticolă. Suntem capabili să aducem cele mai avansate soluții și în partea de produse biologice. Corteva AgriSense va lansa în gama de produse biologice o serie de biostimulatori care pot fi folosiți în mai multe ramuri de activitate, cultură mare, viticultură, pomicultură. Reprezentanții companiei spun că interesul pentru produsele biologice va fi din ce în ce mai mare, iar acest lucru îi va determina să aducă în fața fermierilor soluții inovatoare pentru o paletă largă de probleme din agricultură. Se estimează că până în 2035, procentul de piață al produselor biologice va fi de 25%. Europa, după cum știți, prin regulile care sunt foarte dure, mai dure decât în partea de medicină umană în agricultură, va elimina multe soluții de protecție a plantelor, iar biologicele reprezintă, practic, soluția viitorului. Sinteza chimică se reduce și biologicele intră rapid în piață. Într-o piață concurențială este o realitate de care nu putem face abstracție, mai ales în contextul în care și dumneavoastră ați spus că produsele biologice vor fi viitorul. Cum veți face față provocărilor care apar în piață și provocărilor care apar în agricultură și care impun permanent inovație? Da, competiția te face mai bun în orice domeniu și cu siguranță dacă ai competitori buni, tu vei încerca să fii și mai bun în ce oferi. E un aspect important și am văzut lucrul acesta inclusiv în partea de genetică, în partea de protecție a plantelor. Competiția este foarte, foarte sănătoasă și cu certitudine competitorii noștri își fac calcule în viitorul apropiat pentru produse biologice, pentru că, vă repet, viitorul european este obligatoriu cu produse biologice, adică nu vom avea agricultură europeană fără utilizarea produselor biologice. Cea de-a cincea ediție a programului Tineri Lideri pentru Agricultură a ajuns la final. Clubul Fermierilor Români, inițiatorul programului, a organizat împreună cu absolvenții o festivitate de încheiere a cursurilor. Mai multe despre acest eveniment în materialul următor. Ce
Ce reprezintă acest program pentru tinerii agricultori români? Programul Tineri Lideri pentru Agricultură reprezintă pentru tinerii agricultori români o oportunitate, în primul rând, de a se dezvolta ei înșiși, de a-și dezvolta business-ul familiei din care ei provin și, de asemenea, este o oportunitate pentru creșterea și dezvoltarea agriculturii românești, în prima etapă, și agriculturii europene, cel puțin. Mai există un program similar în România sau a existat până acum așa ceva? Din informațiile noastre, un program la fel de complex și la fel de ambițios în ceea ce privește numărul de absolvenți pe care noi dorim să-i avem în cadrul programului, adică 1000 de absolvenți, nu există un astfel de program. Până acum câți au absolvit? Până în acest moment avem 300 de absolvenți ai programului și intenționăm, vom începe în curând interviurile pentru cea de-a șasea serie a programului. Vom începe o nouă serie în octombrie 2024. La câte serii se va opri? Se va opri cel mai devreme la 1000 de absolvenți. Este în funcție de cât de mult își doresc tinerii să vină în acest program și cât de departe ajunge informația despre programul Tineri Lideri pentru Agricultură, ce oferă el în comunitatea tinerilor și ce oferă în creșterea agriculturii. Din semnale pe care le aveți de la absolvenții anteriori, sunt mulțumiți? Eu cred că cei mai potriviți să răspundă la această întrebare sunt chiar tinerii care au parcurs acest program. Nu mai judecăm rezultatele în termen de mulțumit-nemulțumit. Tinerii sunt în acest moment în măsură să-și cuantifice creșterea, pentru că ei au avut la începutul programului niște obiective personale de creștere pe care și le-au atins. Și de asemenea pot să cuantifice care este impactul pe care l-a avut faptul că ei au participat într-un program în care au învățat să facă management în mod științific și au avut interacțiune cu traineri foarte bine pregătiți, cu foarte multă experiență în domeniile dumnealor de expertiză. Domnule Hurduc, putem spune despre acest program Tineri Lideri în Agricultură, practic, transformă un tânăr fermier într-un om de afaceri? Programul este complex. În cursul programului tinerii dobândesc o mulțime de cunoștințe, pot să spun eu dobândesc expertiză și noi vrem să aducem fermierii și absolvenții de la fermier la fermier cu o gândire antreprenorială, practic la oameni de afaceri. Deci fermierii trebuie să gândească economic și să gândească în așa fel ca fermele să fie reziliente economic și atunci, într-un final, ne dorim antreprenori în agricultură, care e o noțiune mai complexă decât fermier, adică oameni de afaceri în agricultură. Cu alte cuvinte, practic putem spune că după acest curs un tânăr are o imagine de ansamblu mult mai clară și niște direcții mult mai clare decât era înainte de a intra în acest curs. Sigur, sunt atât de multe cunoștințe și interdependente din foarte multe domenii încât fermierii dobândesc nu numai cunoștințe agronomice și cunoștințe economice și cunoștințe de marketing, deci este un antreprenor complex să poată face față la multiplele crize care sunt acum în economie și nu numai acum și la potențialele provocări care vin în viitor asupra agriculturii, de la crizele climatice la situații geopolitice. Ce importanță are acest curs pentru acești tineri ingineri agronomi? Ce se întâmplă? Ei vin în facultate cu niște noțiuni foarte bine fundamentate. Să avem încredere în învățământul românesc totuși. Din păcate, ele nu sunt axate pe partea de antreprenoriat. Ei nu învață ce înseamnă să conduci o întreprindere, să conduci o fermă. Nu sunt obișnuiți cu anumite noțiuni, cum ar fi noțiunile contabile, noțiunile economice. Nu sunt obișnuiți să aibă, mă refer la cele aplicate direct în fermă. Nu sunt obișnuiți să cunoască mișcările corpului. Este foarte important când discuți cu cineva de la o bancă, să spunem, cu un furnizor, cu un beneficiar,
să știi efectiv la ce se gândește, să poți să ghicești în fața lui dacă te ascultă sau nu. De multe ori ni se întâmplă chiar și nouă. Vorbim cu cineva, 5-10 minute, și ne dăm seama că am vorbit singuri. În acest moment este mai bine ca el să întrerupă. Aceste lucruri trebuie să le învețe. Se învață greu. Nu sunt numai cursuri teoretice, sunt și cursuri practice. Ei învață să vorbească în public, învață să își susțină o idee, să-și argumenteze o idee. Iar ceea ce este cel mai important, din punctul meu de vedere, iau contact în primul rând cu niște noțiuni noi, cum ar fi asigurările, comerțul cu cereale. Află de ce trebuie să-și asigure o cultură. Cum se asigură o cultură? Contra căror riscuri? Sunt treburi care nu le se învață în facultate, din păcate. Ei capătă deja o mentalitate de conducători, de lideri. Iar din punctul meu de vedere, ceea ce este cel mai important, noi avem o problemă în ceea ce privește continuitatea. Știm toți că agricultura este o afacere de familie, să nu ne ascundem după degete. Cea mai mare parte dintre ei provin dintr-o familie de părinți agricultori și au făcut o altă facultate fără să fie în legătură directă cu agricultura. După un timp, ei ar vrea să se întoarcă. Dar oare noi facem în învățământ ceva ca să-i întoarcem, ca să-i dirijăm către o facultate agricolă? Facultățile agricole sunt, ingineri agronomi avem, mecanici, haideți să le numărăm pe degete. Am avea o secție la Iași, o secție la Timișoara, o secție la Cluj, cam puțin. Ei nu învață digitalizare, o agricultură modernă. De multe ori vin cu întrebări legate de ceea ce de culturi, de aplicarea îngrășămintelor. Ceea ce am reușit să creăm în interiorul clubului a fost o comunitate, a fost o familie. Își fac vizite între ei, se ajută între ei. Am stat de vorbă și cu tinerii absolvenți care au apreciat în unanimitate valoarea practică a cursurilor. M-am gândit să vin la acest curs pentru că simțeam nevoia de comunitate. Simțeam că ne lipsește puțin sentimentul de unitate și de adeziune în breazla noastră a fermierilor și am considerat că acest curs îmi poate oferi măcar această primă cărămidă a dezvoltării business-ului nostru. În cadrul acestui curs, noi avem module legate de dezvoltare personală în primul rând, iar apoi de dezvoltarea business-ului. Pe partea de dezvoltare personală am trecut prin dezvoltarea noastră, găsirea valorilor, identificarea valorilor comune cu cei din comunitate, iar apoi pe partea de dezvoltare a business-ului am avut nenumărate module în care am abordat time management-ul, ceea ce e foarte important într-un business, analiza economică și financiară a unui business, pentru că degeaba, noi cu toți aici suntem super pasionați de ceea ce facem, dar trebuie să ducem dincolo de pasiune și să ne eficientizăm munca în fermă. Și cursurile acestea de analiză economică financiară ne-a dat o altă perspectivă asupra business-urilor noastre și mai mult decât atât am avut și părți de negociere, ceea ce ne-a dat mai multă încredere să mergem într-o negociere cu ceilalți parteneri ai noștri și am mai avut și parte de comunicare și management al echipei, ceea ce iar au fost extrem de utile pentru că poate una vrem noi să spunem și alta iese ca mesaj și am învățat să ne adaptăm mesajele la destinatarii noștri. Ce însemna pentru tine acest curs? A însemnat în primul rând evoluția mea personală și în al doilea rând evoluția mea profesională. Am plecat plec din Telea cu o comunitate extrem de valoroasă, de prieteni și de viitori parteneri, dar și cu un nou eu pe care l-am descoperit chiar acum în program. Dacă acum 6 luni mi-era frică să vorbesc în fața unei audiențe de necunoscuți, astăzi aș fi primul care s-ar oferi să țină un discurs.
Plec cu tehnici de negociere care mă pot ajuta în viitor în orice parte a business-ului familiei și plec cu un Mihai mai deschis la a cunoaște oameni noi și de a face prietenii și parteneriate cu persoane care chiar e diferit față de ele. Concret, cum crezi că te ajută acest program în activitatea pe care o ai? Păi, în primul rând că am legat prietenii foarte puternice cu colegii din cadrul Tineri Lideri pentru Agricultură și, având în vedere că aceste prietenii s-au format, ne sfătuim între noi, ne ajutăm cu sfaturi, propuneri și cum să fim mai performanți în acest domeniu. Ce înseamnă pentru tine acest curs? Acest curs pentru mine a însemnat o evoluție. M-a uimit cum un grup de tineri străini din toate colțurile acestei țări s-au unit pentru a forma o comunitate și pentru a schimba viitorul agriculturii. Fă-ți vecinul invidios cu Hectar. Semințe ardei gras Valahia F1 cu rezistență la virusul mozaic al tutunului. Acum și la plicuri de 50 și 100 de semințe, doar de la Hectar. Propolisul este o rășină recoltată de albine de la plopi, salcii sau conifere. Aceasta este îmbunătățită ulterior cu secreții ale albinelor și cu ceară și este folosită în stup pentru aseptizarea spațiului, dar și pentru a acoperi diferite orificii din stup. Este probabil unul dintre produsele apicole cu cea mai bogată tradiție terapeutică, pentru că mai este denumit, așa cum știm, și antibioticul natural, datorită acțiunii puternic antibacteriene pe care o deține. Este un produs foarte bogat în compuși fenolici, în polifenoli, în flavonoizi, în acizi organici. Desigur, regăsim și o fracțiune de ceară prezentă în mod natural în produs, însă îl putem consuma cel mai eficient sub formă de extract alcoolic și aici avem și forma de produs brut pe care noi îl extragem pentru a obține tinctura. În general, este eficient asupra sistemului respirator și din punct de vedere digestiv sau cu aplicație locală. Noi îl extragem sub diferite concentrații, folosim soluții de diferite concentrații, soluții alcoolice de diferite concentrații și pornim de la tinctură cu o concentrație de 30%, care este foarte eficientă în terapia ale sistemului respirator și cu o eficiență foarte mare. De asemenea, o concentrație mai scăzută, între 5 și 10%, se poate folosi pe răni, arsuri sau eczeme. Formează o barieră de protecție. Sub această barieră de protecție, el stimulează granulația epitelială, ceea ce și vascularizația ajută la o mai bună refacere a circulației capilarelor pe zona afectată, ceea ce contribuie la o vindecare rapidă. De asemenea, îl folosim sub o formă cu o concentrație foarte mare, de peste 80% substanță uscată,
aceea de extract standardizat de propolis pentru sistemul digestiv și este foarte eficient împotriva bacteriilor de genul E. coli. Varianta cea mai eficientă pentru afecțiuni ale sistemului digestiv este prin consumul acestui extract standardizat de propolis de concentrație crescută, în jur de 80%, foarte eficient în tratarea Helicobacterului pylori. De asemenea, atunci când îl consumăm pentru afecțiuni respiratorii, și-a dovedit eficacitatea asupra stafilococului auriu cu care se confruntă copiii atunci când intră în colectivitate. De asemenea, propolis este foarte cunoscut că stimulează acțiunea și sporește acțiunea antibioticului atunci când este asociat cu acesta. Perioada optimă de colectare a propolisului din stup este primăvara sau toamna. Cei mai mulți apicultori aleg să facă acest lucru toamna, când albinele prelucrează secrețiile arborilor și le depozitează în stup. Toamna este perioada rece sau debutul perioadei reci în care apelăm cel mai frecvent la tinctură. Însă, vă spun din experiența mea personală, nu am avut cel puțin nici acest sezon, nici sezonul trecut, niciun fel de gripă sau răceală, datorită faptului că consum în mod constant tinctură de propolis. Este important ca achiziția să fie făcută de la un producător care are implementat un sistem de producție controlat de autorități. În cazul produselor apicole, modul de obținere a acestora poate dăuna sănătății. Meseria de opincar era învățată în familie și era continuată din tată în fiu. În trecut, săranii purtau mereu în buzunar o bucată de piele și un cui, pentru a-și putea confecționa oricând singur opincile. Cum le făceau? Haideți să aflăm împreună de la meșterul opincar Ciprian Mert, din satul Sinteș, județul Timiș. O să vă arăt cum se lucrează cu șablonul. Vă spuneam, șablonul ăsta e folosit, se vede pe el. Acum copiii lucrează și bine, mai bine să uzeze șablonul decât să nu învețe. Pur și simplu trasăm un contur. Există metode mai moderne, există pixuri cu mercur, există, da, din bătrâni așa se făcea cu un ac. Partea din spate nici nu trebuie să ai foarte mare grijă și nici în față trebuie să ții minte doar atât că sunt când lucrezi. Trebuie să ai număr cu soț de găuri la vârf și la fel la partea de călcâi ca să poți să-i faci vârful. Am avut noroc acum în vară să merg în Maramureș și am văzut, cred că ultimii trei meșteri din zona aia, la 86 de ani, să-i vedeți cum lucrau. Fără ochelari, eu încă mai am nevoie câteodată de ochelari. Ce era trist, că am stat cu fiecare și am lucrat și mi-au zis, dacă necaz, mi-au zis, nici unul n-are urmaș, nimeni nu mai lucrează. Dar Maramureș și acolo sunt, nu? Meșterii principali? Trei mai sunt, cel mai tânăr avea 78 de ani și mi-a zis că nu mai lucrează nimeni în familia lui. O gaură, da, e un număr, nu? Aici se găurește, da, aici se găurește. Acum tăiem bucata asta jos. Și practic am croit o opincă. Asta e partea în care pregătim opinca. Să vedeți că nu-i... Exact ce vă spuneam. Eu cred că ăsta e principalul motiv pentru care portul opincilor s-a dus așa de mult în timp și încă se mai poartă. Pe la sate, la noi se mai duce lumea la biserică cu ele. Am văzut și în Maramureș, am văzut în Bucovina. Deci dacă avem 34 de găuri de acolo, e numărul 34. Nu. 20, asta e 38, are 22 de găuri pe lateral. A, deci
Da. La sistemul ăsta de e făcut vârful de la Gurghiu, că sunt altele care au mai multe. Ideea e că aproximativ jumătate din opincă, asta ce că să le spun la mulți, o reprezintă partea de vârf, partea în care intră laba piciorului. Și de-aia zice lumea, domnule, dar eu am 45, poți să ai, degeaba. Opinca, gândiți-vă că ea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, până aici, da? Până aici se închide. Deci ea, practic, atât ai piciorul în care intră în opinca. Mai departe, se face partea de vârf. Și atunci nu-ți iasă. Cum o să vă arăt, o să trag butucul în partea asta, să vă arăt parte de gălăgie. Asta se cheamă, dacă mergi la magazin, eu am întrebat, e potricală și s-a uitat la mine la televizor, eu preducea. Nu știu ce e potricală. E o unealtă cu care se găurește. Și acum... E gaură, gaură, nu? Da. Păi ce se coasă o pinca? Înainte nici nu le făceau cu desă, le făceau cu cuțitul. E același lucru. Și acum se poate face. Am văzut, la un meșter făcea cu o daltă din aia pentru fier. La noi, ca regulă de bază, e primele 10 găuri să încrețesc, să fac crețurile la opincă și după aceea vine lungimea opincii. Deci dacă ar fi să număr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, până aici, ar trebui să fie... Copiii așa învăță să facă un semn, o să vedeți de ce. Și să facă și partea cealaltă. Și de aici încolo vine partea înflorită a opincii. Înflorită tot în vârful piciorului, nu? Pe laterale. Pe laterale. Da. Acum... Să știți că inițial opincile le făceau femeile, nu le făceau bărbații. Da? N-am știut. Da, inițial le făceau femeile, păi femeile făceau lucru în casă, bărbatul nu avea timp. Da, el nu lucrau, că era simplu de făcut. Și cum femeile sunt mai pretențioase și mai gingașe ca bărbați, au început să facă tot felul de modele, exact ca la cămăși. Ieșau la târg la, sau la biserică și atunci s-au gândit, hai să pun o floare, hai să mai cos o ceva, hai să mai cioplez ceva în piele, că piele se poate sculpta. Și în felul ăsta au început să apară, să apară opincile, o să vedeți imediat cu modele. Da, asta normal. Ce am făcut eu acum e partea de vârf. Există două tipuri de opinci. Cele care, din momentul ăsta, nu mai faci găuri aici. Sunt acolo câteva modele. Sau cele vechi, cele mai vechi, la care se face gaură roată, pentru că în momentul în care începi să o legi, să o faci, stă mai fixă opinca. Acum eu am să vă arăt, o să fac găurile până la final. La fel aici, în colț, să fie... număr par, că altfel nu ți-a să cum trebuie. Aici vine partea în care se leagă la călcâi. Și acum o să vi le fac și pe astea, în partea asta la fel. Doar că înainte o să vă arăt cum se pot înflori. Să vedeți ce se întâmplă în momentul în care facem treaba asta. Am fost acum în primăvară la un festival la Chișinău de tradiții și meșteșuguri și a venit un bătrân, pe mine m-a impresionat treaba asta. A venit un bătrân și s-a oprit și mă întreabă, era și șod. Dacă am timp să vorbesc. Păi zic, baci, eu stau aici 3 zile, normal că am timp să vorbesc. Și mi-a zis, ultima dată când am purtat opinci, uite, deja s-a schimbat. Vedeți? Secret. Da. Zice, ultima dată când am purtat opinci, a fost când am avut 12 ani. La noi în sat venise comunismul și tata era învățător și din ăsta cu propaganda. Și mi-a luat ciubote și eu m-am dus la căprarul satului că vreau să-mi fac opinci. Și am venit acasă bucuros. Seara lui tata. Tata mi-a luat și mi-a tăiat cu toporul și m-a bătut și a zis, păi tu de ce poți ciubote? De ce nu poți ciubotele? Zice, nu l-am iertat pe tata nici acum, aveam 80 de ani și plângea. Și am zis, domnule, dar de ce? Zice, nu, pentru că eu mi-am dorit opinci și el m-a pus să port ciubote. Și toți erau, cum să zic eu, cunoșteau procedele, că au fost și țesători și pielari din România.
Și ziceau, domnule, n-am mai văzut de când am fost copii, pentru că la noi nu mai sunt, nu ne mai lasă. M-a impresionat treaba, pentru că nouă ni se pare așa de multe ori banal. A, vă pingi, a, cojoace, a, cioplituri. Da, dar uite că oamenii ar vrea și n-au. Știți? Și o să ajungem și noi la un moment dat când nu mai lucrează nimeni. Ia câte. S-a schimbat o țară. Vedeți? Și acum îi fac găurile de legătură, practic. O, scuze-mă. Și după aceea mă duc mai departe. E, treaba asta nu s-a făcut din prima ce fac eu acum. Asta s-a făcut în momentul în care doamnele din vremea de acum 100 de ani s-au dus la biserică și au văzut că vecina și-a făcut ea treaba asta la opinii. Și au zis, bă, păi tu ești mai prost, bărbatul. Eu mă duc cu opiniile mai urâte ca aia. Ia să-mi faci și mie. Atunci, bietul om, după ce că veni rupt de la târg sau de la lucru sau de la pădure, no, hai să văd, să fac și la nevastă mea că nu mai intră zamă. Și așa a apărut treaba asta cu înfrumusețatul. Și acum mai facem o formă. Dacă tot vrem să le facem tradiționale, să le punem un model. Știți că e forma aia cu dinți de lup. Se zice că lupul te protejează de ce e rău. Da. Păi. Noi ne lăudăm acolo în zonă că la noi e din 1356 saturi și înainte de aia avem atestare de pe vremea dacilor. Au fost printre primii până eu vin romani, așa că bun că ne-au bătut ei, da. Tot acolo am rămas. Să pot colora sau să pot coase. Eu la pruncul meu mare am făcut o pereche de opinci pentru Crăciun și cu sute, și colorate, și cu sute, că el și le-a făcut el, dar nu-i bași cum trebuie, că e mic, nu poate. Așa că la fiecare costum și la fiecare opincă, până la urmă, cum vă spuneam, fiecare element și are valoarea lui. Ia că te dinți de lup. Și acum facem treaba asta pe cealaltă parte și după aia facem opincă, să vedeți ce rapid ies. Nu știu dacă sunteți familiar cu drumul Iancului, care se face în fiecare an, pe 7 septembrie, în județul Hunedoara. E un traseu care moții de acolo, din zonă, eu v-am spus că eu sunt din Ardeal, dar na, se mutează aici, îi fac așa ca o ofrandă lui Iancu. Și merg pe drumul pe care merg el de el de acasă și până la Țebea. E un drum destul de lung. E acolo, dacă mergeți în fiecare an, să vedeți zeci, dacă nu sute de oameni în costume și cu opinci mergând și să știți că nu se rup. Nu se rup. Eu la cărușar, la copii, cam la 2 ani schimb opincile. Și gândiți-vă că dansul are 18 minute și se joacă și joacă într-una. Deci noi avem spectacole aproape în fiecare lună. Și nu se rup. Pielea nu se rupe. O piele bună, tăbăcită, bine, nu o rup. Ea se întinde să mai... De rup, nu se rupe. Nu se rupe. Plus că atunci când mereau la drum, opincile se potcoveau. Adică partea unde calci, să mai prindeau partea blaba piciorului, cum ar fi. Să mai coseau o bucată de piele mai groasă. Sau să lega de multe ori. Își mai făceau și antiderapantic. Să luau o bucată de piele sau de sfoară de aia groasă, să făceau noduri și o legai ca și colțarea de gheață. O legai pe talpă și nu lunici. Acum punem dinții de lup. Și de-aia vă spun, e păcat să se piardă. Nu că le fac eu. V-am spus și Maramureș. Când am văzut oameni bătrâni lucrând și năcăjâți, zicea, domnule, nu mai învață nimeni. Să pierde. O să ajungem ca în străinătate, că am mai fost și o țară plecat. Oamenii încearcă să refacă, își caută tradițiile și nu le mai găsesc, că nu mai au de unde să le ia. Degeaba le cauți, dacă nu știe nimeni. Ce poți, inventezi? Faci ca americanii, ne jucăm de-a cowboy. Când noi avem istorie de 2000 de ani. Păcat, păcat la Dumnezeu. Eu am noroc acolo la mine, copiii la mine la școală fac opinci, pruncii mei fac, joacă călușarul, așa că două generații cel puțin mai este treaba asta. Ia că-te, colțul-s gata. Asta e opinca, acum să mai poate face un lucru, acum în funcție de care parte o fi. Dacă o fac așa, e pe partea dreaptă. Dacă o fac așa, e pe partea stângă. Întotdeauna partea care e pe ăsta, e pe exterior. Și vârful, o să vedeți, partea exterior are o gaură în plus, că îi trage vârful în lateral. Explicația e simplă și nu e o glumă. Vârful ăsta se ridică și când mereai până iarbă, ăsta împingea iarbă într-o parte, să nu suge obielele. Știi, ca o barcă, trecea așa. No.
Acum să mai pot face, să pot face flori pe partea asta, să pot face flori pe partea asta, dacă vă uitați la celelalte îs. Eu o să vă cos așa, că și simplă se poate. Că i-am făcut aici. Acum tăiem nojițele. Tăiem o nojiță. Tot așa, când mă întreabă copiii, eu învăț să se măsoare cam cât e o pinca roată așa, fără vârf, ca să poți să-i faci nojița, ca să nu strici pielea, că era scumpă. Vă mai spun un lucru de opinie. Știți că primul record mondial la ocoliu pământului pe jos îl deține un român, profesorul Dan din Buzău, care a făcut ocolul pământului în opinci, în costum popular, au rupt 197 de perechi de opinci și 46 de costume populare. Profesor de geografie a răspuns la un concurs inițiat de Academia de Științe din Paris în 1913 și a plecat pe jos cu încă 3 colegi, el ați românii pe drum. Numai el a ajuns. L-a prins războiul până America și abia în 1922 a terminat tura în opinci, așa că se poate. Există și aici două metode de a îngurzi vârful. La pielea asta merge oricare, dar când era pielea mai groasă, o coseau așa, uite așa. Pentru că aia nu permitea să-i faci crețurile astea care se refac, eu la pielea groasă nu le pot face. Poți să o uzi, poți să o bați, nu. Și atunci te dai la picior. Și atunci le coși așa și aici încerci să o croiești cumva așa, cum vă arăt eu. Și nu arată extraordinar de frumos, da? E practică. Asta permite și atunci să facem modelul ăsta. Așa aici. Eu o să vă arăt unul care arată măcar mai estetic. Așa, mai de doamne. Vedeți că ea, opinca te ajută, uite, când tragi de ea, ea se duce singură la locul ei, uite. Nu trebuie să faci mare brânză, eu le spun la copii, nu trage tare, că pielea te ajută. O vedeți? Cum s-a dus. Și acum, asta e cea mai simplă parte. Îngurzitul. Partea în care deja poți să-ți pregătești obielele, că urmează să te încalți. Am ajuns la partea unde am făcut înfloriturile. Și acum o încrețesc. Iată. Vedeți? Acum aprinzi aici și tragi. Și restul jucător. Da. Și asta face o pincă să fie o pincă. Mă duc din aproape în aproape. Și o strâng, cam atât, o vedeți cum rămâne. Partea asta când se calcă, se lasă. Și aici iasă răsucitul, partea răsucită de la nojiță, de la obiele, nu te jinează la călcâi și la o adică dacă este eu sau ceva, iasă pe în zona asta. E în Moldova, să nu-l să vezi că e un capac cusut așa, tăiat și închis. E și altă piele, e și altă obicei, nu... Ma, fiecare, câte bordei, atâta obicei. Strâng. O vedeți? Și acum, ca să o ajut să stea, mă duc aici. O vedeți? Da. Și momentul ăsta e să faci un nod. Acum, mai nou să lipești. Eu îi fac nod, cum se făcea din vechi, și să bag în vârf. Eu nu se lărgește. Vă garantez că asta 38 un cap pe piciorul. Și în momentul ăsta o pinca e gata. Mai urmează două gori făcute aici în lateral ca să putem să-i punem nojițele, să o legăm. Și o pinca vine făcută pe partea alaltă, piciorul stâng.
Înainte de a ne despărți, vreau să vă arăt ceva deosebit de interesant. Un copac plin de mărțișoare. Nu puteți vedea acest lucru decât în grădina botanică Dimitrie Brânză din capitală. Așa cum vă ziceam, timpul afectat emisiunii noastre s-a încheiat. Vă mulțumim pentru atenție. Vă dăm întâlnire și duminica viitoare la aceeași oră, 12:30 pe canalul Agro TV. Și până atunci vă rog să nu uitați un lucru. Lumea satului, oameni buni, este și lumea noastră, a mea, a ta, a ta, a ta, da, da, și a ta, oriunde ne-am aflat. Pe curând, oameni buni! Emisiunea a fost realizată cu sprijinul companiilor Domeniile Ostrov și NHR Agro Partners.